Bun găsit la știri, sunt Silvana Voroven și iată titlurile ediției. Un soldat de 28 de ani care lucra la unitatea militară din Cincu s-a sinucis în post. Detalii imediat. Brașovul a devenit oraș de poveste. Peste 250.000 de luminițe au fost aprinse în tot centrul orașului. Vedeți imagini la știri. Și Brașovul are un planetariu mobil. Informații mai târziu în jurnal. Un soldat de 28 de ani care lucra la unitatea militară din Cincu s-a sinucis în post. Tânărul s-ar fi împușcat în cap cu arma din dotare. Colegii care l-au găsit au sunat la 112, dar medicii nu l-au mai putut salva. Chiar de Sfântul Nicolae, soldatul de la postul de pază al unității militare din comuna Cincu, unde activa de 8 luni, Toma Pirău, a fost găsit fără suflare de colegi. Caporalul clasa 3-a Pirău Toma din unitatea militară 014-95-5, în vârstă de 28 de ani, a fost găsit împușcat mortal cu arma din dotare în postul de santinelă. Militarul a fost verificat din punct de vedere psihologic în anul curent, precum și din punct de vedere medical, și a fost declarat apt. Nimeni nu-și poate explica motivul pentru care caporalul și-a pus capăt zilelor. Tânărul nu a lăsat niciun bilet de adio în care să-și explice gestul. Pentru tot ce a fost un șoc. Un băiat cu minte liniștit, harnic, avea o casă, casa părintească care vedea de ea și-a întreținut-o el cu mama lui. Vărul soldatului spune că l-a văzut ultima dată, duminică. A venit aici până la unchiusul și nu m-a salut și eu plecat. Tatăl caporalului a murit în urmă cu câțiva ani. A rămas capul familiei și avea grijă de mama și de sora lui. Cazul morții lui Toma Pirău a fost preluat de procurorii parchetului militar. Trupul neînsuflețit al tânărului a fost dus la Spitalul Militar din Brașov pentru necropsie. Toma Pirău lucra în Armata Română din anul 2009, iar o bună perioadă de timp a fost detașat la unitate militară din Tohan. Brașovul a devenit oraș de poveste. Peste 250.000 de luminițe au fost aprinse în tot centrul orașului. Ca de obicei, în seara de Sfântul Nicolae, a avut loc și iluminarea bradului de Crăciun. Peste 5.000 de brașoveni au venit în Piața Sfatului la deschiderea oficială a sărbătorilor de iarnă. Evenimentul a început la ora 17:30 cu un concert susținut de grupul Unison. Momentul mult așteptat, aprinderea luminilor de sărbători, s-a produs puțin înainte de ora 18. Bradul din Piața Sfatului are 28 de metri înălțime și este împodobit cu 60 de șiruri de beculețe, 20 de țurțuri albi și roșii, 40 de ghirlande cu becuri și 100 de sfere luminoase, care în total înseamnă 50.000 de beculețe. Este cadoul oferit de către Consiliul Municipal de Primăria Municipiului Brașov pentru toți brașovenii, pentru toți copiii, pentru toți oaspeții care ne vizitează orașul în această lună frumoasă, în această lună plină de sărbători. Să ne bucurăm împreună de acest brad. Cred că este un brad pe gustul nostru al tuturor. Să trecem din 2016 în 2017 cu bucurie și cu prietenie în familie și în Brașov cu cetățenii municipiului Brașov. La mulți ani! Rând pe rând, pe scena din Piața Sfatului au urcat Lidia Buble și Andra. Brașovenii au așteptat cu mare interes aprinderea bradului de Crăciun. E destul de frumos, în fiecare an e frumos, în fiecare an venim, de când are fetița 8 luni venim, e o tradiție. Veniți în fiecare an de obicei la... Da, 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 venim cu fetița, ia, datorită ei, vedem. Cântați și dumneavoastră, știți colindele? Le știu, dar numai le fredonez așa, în gând, așa. Orașul, bineînțeles, mai frumos ca altădată, cu toate că e loc de mai bine întotdeauna, dar e bucuria copiilor și fiind Moș Nicolae ne place, pentru că suntem, uite, prin intermediul fetiței de la un grup de dansatori de la Zestrea Branului și am venit special la Brașov
să vedem aprinderea beculețelor. Cam fiecare an foarte spectaculoase sunt tavanele luminoase care au fost montate pe străzile Republicii Postăvarului, aici pe Mihail Weise, dar și pe străzile Apolonia Hirscher și Diaconu Coresi. În total, pentru aceste perdele luminoase s-au folosit peste 250.000 de beculețe. Tot pe 6 decembrie a fost deschis și târgul de Crăciun din Piața Sfatului, unde se vor comercializa doar produse tradiționale de sezon. Atenție, iubitori ai muntelui! Salvamontiștii anunță un grad ridicat de risc de avalanșe în munții Făgăraș și Bucegi. Zăpada depusă în ultimele ore a creat un strat care nu are încă o bază stabilă. Riscul de avalanșe este unul însemnat, mai exact de gradul 3 pe o scară de la 1 la 5 în munții Bucegi și Făgăraș. La altitudini de peste 1800 de metri, după cum avertizează meteorologii, stratul nou de zăpadă depus încă nu este prins. Dat fiind faptul că vremea se va menține rece și că sunt prognozate ninsori slabe, riscul de avalanșe se va menține și în zilele următoare. La altitudini mai mici, riscul este redus, deoarece nici stratul de zăpadă nu este mare. Conform meteorologilor, stratul de zăpadă măsoară 89 de centimetri la Bâlea Lac, 18 centimetri la vârful Omu și Sinaia, 17 centimetri în Predeal și 10 centimetri la Fundata. Elevii și studenții care au drept de vot pot circula gratis cu trenul în perioada 8-12 decembrie din localitățile în care studiază către cele de domiciliu și retur, informează CFR Călători. Gratuitatea este valabilă cu trenurile Regio și Interregio clasa a doua. Biletul de călătorie se eliberează de la casele de bilete ale stațiilor de cale ferată și agențiilor de voiaj în baza actului de identitate și a carnetului de elev sau student vizat pentru anul școlar ori universitar în curs sau a adeverinței care atestă calitatea de elev sau student. Este obligatorie procurarea în același timp a biletului atât pentru dus spre localitatea de domiciliu, cât și pentru întors dinspre localitatea de domiciliu. Călătoria de întoarcere se va efectua în zilele de 11 sau 12 decembrie. Premieră pentru o prefectură din România. Orice nevăzător se poate informa de pe site-ul instituției prefectului din Brașov. Vechea platformă a fost adaptată persoanelor cu dizabilități de vedere. Pentru punerea în practică a proiectului s-a lucrat mai bine de 5 luni. Butoanele principale de navigare în noul site au fost amplasate în marginea paginii web. Am plecat de la ideea că un buton vorbitor ar putea să ajute pe cel care are probleme cu vederea. Clic pentru suport pentru persoanele cu dizabilitățile, instituția prefectului, informații de interes public, județul Brașov, contact. Practic, de pe pagina principală se poate ajunge în orice secțiune a site-ului. De acolo, orice nevăzător poate afla informații despre instituție, programul de lucru, dar poate face chiar și sesizări. Este un pas important pentru noi nevăzătorii. E un început bun pentru ca toate persoanele, inclusiv cei cu deficiențe vizuale, să aibă un acces cât mai facil la informațiile de interes public. Este un proiect de suflet acest site pentru persoanele cu dizabilități de vedere. A fost una din prioritățile și dezideratele mandatului meu pentru această categorie defavorizată, unde noi trebuie ca și autorități să facem mai mult, pentru că e un univers plin de bariere în care se ghidează după umbre și sunete și este o interfață cu lumea reală. Este un exemplu de bună practică. Noul site este responsiv. El funcționează pe dispozitive mobile, funcționează și ajută persoane nu neapărat cu dizabilități, dacă au dificultăți în a vedea bunicii noștri, părinți care nu văd, cred că se pot folosi de el. Îmi spunea cineva, de ce nu? Dacă e mai simplu să apeși pe un buton ca să asculți textul, e ok, este de ajutor. În județul Brașov există peste 2600 de nevăzători. Unul dintre cele mai importante muzee din Brașov, prima școală românească, are și videoclip de promovare. Filmat în format high definition, clipul are o durată de 60 de secunde și vorbește despre importanța vizitării unuia dintre cele mai frumoase muzee din România. Prima școală românească a fost construită în anul 1495, adăpostește aproximativ 4.000 de cărți vechi și peste 30.000 de documente. Descoperă locul în care cuvintele au prins viață. Află de unde vine, cum s-a format și transformat limba ta. Doar cunoscându-ți trecutul, îți poți alege viitorul.
Vino la prima școală românească. Brașovul are un planetariu mobil. Istoria astronomiei le este prezentată micilor exploratori cu ajutorul câtorva proiecții interactive. De la calendarul Maya și până la misiunile de pe Marte, toate informațiile pot fi găsite într-un singur loc. Informații despre univers, constelații, asteroizi, exploratorii ai universului, Galileo Galilei și robotul Curiosity. Toate sunt puse la dispoziția celor curioși, pasionații de sistemul nostru solar și univers. Proiecțiile din aceste zile au loc într-un planetariu mobil, cu diametrul de 8 metri și înălțimea de 5 metri. Cei mici pot afla multe lucruri interesante despre istoria astronomiei și nu numai. Chiar și în Grecia antică a fost un domn, Aristar din Samos. Aristar din Samos a fost primul grec care a spus că Soarele este în mijloc și planetele Pământului sunt în jurul Soarelui. Dar oamenii au râs de el. Nu l-au crezut. Mii de ani. Dați seama, când Mihai Viteazul făcea prima unire, în 1600, oamenii atunci știau că Pământul e în centru. Noi suntem în centru și nimic nu poate fi altfel. E totuși, Soarele este în centru astăzi, știm, Pământul, planetele se plimbă, se rotesc în jurul Soarelui. Planetariul mobil poate să aducă toată istoria astronomiei într-un singur conținut, interactiv, foarte important, toate prezentările sunt interactive, sunt susținute de către doi povestitori continuu, copiii sunt provocați să vorbească, deci nu e un loc în care trebuie să facem neapărat liniște, ci să interacționăm pe tema astronomiei, evident. Prezentarea interactivă, care durează aproximativ 45 de minute, i-a cucerit pe cei mici. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut când a vorbit despre lună, de câte ori se rotește. Mi-a plăcut când au apărut stelele. Ai văzut și planetele? Da. Mie cel mai mult mi-a plăcut când s-a făcut noapte. Când s-a făcut noapte și a apărut stelele. Asta... Și planetele le-ai văzut? Da. Și sistemul solar, soarele? Da, mi-a plăcut când eram în centura de asteroizi. Atunci mi-a plăcut mult. Mie mi-a plăcut foarte mult atunci când ne-a zis că luna e mincinoasă. Că când are formă de D, de tipar, zice că descrește, dar iar crește și când are formă de C, de la crește, descrește. Prezentarea de la Brașov se face după o hartă a Boltei Cerești realizată deasupra orașului nostru. Cei interesați pot merge zilnic până pe 11 decembrie între orele 9 și 18 din oră în oră la un centru comercial din Bartolomeu. Prețul unui bilet este de 10 lei. Revelionul la Brașov, mai scump ca la Dubai. Cât costă petrecerea dintre ani în cele două locații, ne spune chiar acum Răzvan Iancu în rubrica Biz. Bun găsit, Silvana! Revelionul la un hotel de 4 stele din Brașov este mai scump decât o săptămână în Dubai, cu tot cu avion dus-întors. Vacanța de Revelion în România e mai scumpă decât excursiile în străinătate. Prețul pentru un pachet de 4 nopți la un hotel de 4 stele din Brașov este de peste 2000 de euro, mai mult decât 7 zile la Dubai, cu tot cu transportul cu avionul. 4 nopți la un hotel de 4 stele din oraș pentru perioada de Revelion costă 2338 de euro pentru două persoane, potrivit informațiilor disponibile pe platforma de rezervări booking.com. Tariful practicat de hotelul din Brașov este cel mai mare pe care platforma de rezervări îl afișează pentru perioada 30 decembrie 2016, 3 ianuarie 2017. La aceiași bani, turiștii pot petrece 7 nopți cu mic dejun și cină festivă la Dubai, iar prețul biletului de avion este inclus. Tariful pentru Revelion Dubai de la agențiile de turism este de 1400 de euro. Pachetul include cazare 7 nopți la un hotel de 4 stele din Dubai. Moneda europeană se păstrează la același nivel ca și zilele trecute și costă 4 lei și 50 de bani. Dolarul american a fost cotat la 4 lei și 19 bani, iar francul elvețian valorează 4 lei și 15 bani. Gramul de aur a ajuns și el la o valoare de 158 de lei și 16 bani. Locuri de muncă în Spania. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă aduce la cunoștința brașovenilor că în acest moment sunt joburi vacante în sectorul agricol. Vorbim despre munca sezonieră, care este durata contractului de muncă și care sunt cerințele, aflați acum. 800 de joburi sunt momentan vacante în Spania pentru munca sezonieră în agricultură. Se caută persoane apte pentru munca la câmp, cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani. Munca sezonieră constă în recoltarea căpșunilor, campania 2017. Durata contractului de muncă este de aproximativ 3 luni de zile. Data estimată de angajare este 15 februarie 2017. Timpul de lucru este de aproximativ 6 ore și jumătate pe zi. Ziua 7-a este zi de odihnă și poate să nu coincidă cu duminica.
Salariul oferit este de 40,15 euro brut pe zi, conform convenției colective aplicabile plătibil la 2 săptămâni prin transfer bancar. Contribuțiile datorate sunt de 2% impozit pe venit și 113 euro asigurare medicală. Cazarea este oferită de angajator contra unei sume de 1,6 euro pe zi. Brașovenii care sunt interesați să aplice pentru unul dintre aceste locuri de muncă trebuie să se adreseze consilierului EURES din cadrul AJFM Brașov de pe strada lungă numărul 1A, camera 9 sau la numărul de telefon 0268416879, interior 102. CFR începe licitația pentru reabilitarea căii ferate Brașov-Sighișoara. Proiectul este estimat la 3,1 miliarde de lei. Sursa de finanțare este asigurată de Comisia Europeană în proporție de 85%, iar cofinanțarea, în valoare de 15%, de la bugetul de stat. Prin reabilitarea celor două secțiuni, Brașov-Apața, scoasă deja la licitație, și Gața-Sighișoara, lungime totală de 86 de kilometri, va crește viteza de circulație la 160 de kilometri pe oră și va fi facilitat accesul persoanelor cu mobilitate redusă, dar se va îmbunătăți și gradul de confort oferit călătorilor. CFR precizează totodată că va fi lansată și licitația pentru secțiunea de mijloc, Apața-Cața, pentru care CFR S.A. a semnat contractul de finanțare cu Comisia Europeană în luna noiembrie. Anunțul de participare la procedura licitației deschise, dar și documentația de atribuire pentru prima secțiune sunt disponibile pe elicitație.ro. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 1 februarie 2017. Deschiderea acestora este programată pentru 27 februarie anul viitor. Au mai rămas câteva zile până la alegeri. Pe 11 decembrie sunt alegeri parlamentare și suntem așteptați la urne. La Brașov TV continuăm să vă prezentăm informații electorale despre activitatea de campanie a candidaților și formațiunilor politice aflate în cursa pentru Parlament. Continuarea investiției la aeroportul internațional Brașov-Ghimbav este motiv de dispute politice în Consiliul Județean Brașov. Aprobarea indicatorilor tehnico-economice atât la aeroport cât și la Spitalul Județean a împărțit în două tabere consilierii județeni. Unii consideră că anunțarea următoarelor investiții reprezintă doar promisiuni electorale. Eu am asistat la un meeting electoral al PNL-ului acum. Administrația publică locală a jucat o piesă jalnică. Lucrările la Spitalul Județean puteau fi demarate de 8 luni. Puteam să avem deja două nivele reabilitate de care să se bucure brașovenii. Noi suntem pentru construcția aeroportului, toată lumea știe, dar modul în care s-a procedat astăzi n-a fost corect și elegant. În primul rând trebuia să ne spună să identificăm sursa de finanțare, să identificăm posibilii asociați și parteneri pentru realizarea aeroportului. Nu poți să vii să ne pui în față niște proiecte, niște studii care de fapt sunt campanie electorală înainte de alegeri. Replica a venit de la liderul PNL Brașov, Adrian Veștea. În decursul timpului am văzut persoane care au avut diverse lor de poziție în ceea ce privește aeroportul. Consider că lucrurile trebuie să meargă înainte. Ceea ce am reușit să facem până astăzi este un parcurs firesc. Faptul că am obținut legea în Parlament este un rezultat al muncii mele și a colegilor noștri. Schimbarea în politică vine din partea tinerilor. Cel puțin asta susțin candidații USR Brașov la parlamentare. Spun că doar așa lucrurile se pot schimba în România. Cel mai mare proiect al USR este proiectul de țară, schimbarea clasei politice. Noi avem un proiect de țară inițial. Noi nu mai credem în clasa politică actuală, nu cred că ne mai reprezintă pe noi cetățenii. Suntem un partid de oameni noi, oameni care n-au făcut niciodată politică și încercăm să schimbăm clasa politică actuală. Partidul Alianța Liberarilor și Democraților va fi în Parlament. Declarația a fost făcută la Brașov de europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai. Aceasta a mai spus că liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va fi prim-ministru și apreciază că după alegeri ar putea exista o surpriză cu privire la numele viitorului premier. Garantez că nu Dragnea va fi mare. Sigur că da, persoana desemnată de PSD în eventualitatea unei majorități să fie prim-ministru. Deci asta vă garantez. Atunci înseamnă că e domnul aici. PSD-ul și ALDE au personalități incontestabile și nu puține, care pot oricând să-și asume acest rol de premier. Putem discuta chiar și de o formulă de prim-ministru din afara partidului. ALDE l-a validat recent pe Călin Popescu-Tăriceanu drept premierul propus de formațiune în negocierile pentru această funcție.
Primarul comunei Șinca Nouă, Dumitru Flucuș, ales în luna iunie, are aspirații mai înalte. Acesta candidează pentru Camera Deputaților ca independent. Încă din vară, Flucuș și-a manifestat intenția de a ajunge în Parlamentul României, astfel că a depus o cerere în acest sens și la organizația județeană a partidului din care făcea parte, însă nu a fost inclus pe listele finale. Dumitru Flucuș a depus mai mult de 5.185 de semnături, cât era minimul pentru a se putea înscrie în cursa pentru un mandat în Parlamentul României. Candidatura mea e un protest la modul în care acum sunt organizate alegerile, în sensul în care eu pledez pentru modificarea legislației electorale, astfel încât partidele să se prezinte la vot cu liste în ordine alfabetică, iar alegătorul să poată alege în primul rând partidul pentru care optează, iar în cadrul partidului, pe lista aia în ordine alfabetică, să voteze un om de acolo. Nu neapărat să intre poziția 1, 2, 3, poate să intre poziția 7 sau poziția 12 sau poziția 15, cea care întunește mai multe voturi. Mesaj de interes public. O viață întreagă am mândut la Tarabasa, dar votul nu l-am mândut niciodată. Am educat multe generații de elevi și pe toți am învățat să fie cinstiți, responsabili și corecți. Acțiunile mele îmi decid viitorul. Sunt responsabilă pentru votul meu. Sesizează la 112 orice încălcare a legii electorale. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Mesaj de interes public. Toți bebelușii vor fi testați auditiv la naștere. De anul viitor, toți copiii născuți în maternitățile de stat vor fi testați auditiv imediat după naștere, a anunțat Ministrul Sănătății cu ocazia lansării primului registru electronic național de screening auditiv. Toate acestea în condițiile în care în România în fiecare an se nasc aproximativ 600 de copii cu probleme auditive, iar autoritățile nu au în prezent o evidență a persoanelor hipoacuzice. Primul registru electronic național de screening auditiv pentru nou-născuți a fost lansat de Ministerul Sănătății. Acesta va funcționa inițial parțial într-un program pilot în care sunt incluse 3 maternități din capitală. Ministerul Sănătății a început deja procedura de licitație pentru achiziția 335 de aparate de screening auditiv, care vor ajunge în toate locurile cheie unde pot fi testați copiii hipoacuzici, adică în toate maternitățile din România, în spitalele cu secții de pediatrie și terapie intensivă și în toate centrele de diagnostic ORL. În plus, va fi și o procedură de testare standardizată. Ministerul Sănătății, împreună cu Ministerul Educației, intenționează să reînființeze învățământul superior în domeniul audiologiei. În prezent, în România nu există școli de specialitate, iar persoanele cu deficiențe de auz sunt asistate de personal nespecializat. Motiv de bucurie pentru elevii din Brașov. Ministrul Educației a semnat ordinul privind durata temelor. Dacă ordinul nu este respectat, nu se vor aplica sancțiuni. Elevii ajung să stea 10-12 ore pe zi să se concentreze numai asupra unor sarcini școlare care se presupune că ar trebui făcute în primul rând la oră, în clasă, în școală, împreună cu profesorul și nu acasă cu un meditator sau cu părintele, a explicat șeful de la educație. Ministrul crede că motivul pentru care unii profesori simt nevoia să dea această încărcătură mai mare de teme acasă este că programele școlare sunt foarte încărcate. Anterior, ministrul a precizat că la clasa 0 nu se dau teme pentru acasă, iar la clasele 1-4 durata de efectuare nu trebuie să depășească o oră. Pentru gimnaziu, timpul alocat temelor va fi de maximum 2 ore. Istoria în alb poate fi descoperită la Brașov, chiar în fața Muzeului Județean de Istorie. Expoziția în aer liber va fi deschisă până la mijlocul lunii ianuarie. Istoria sporturilor de iarnă din ultimul secol a fost imortalizată în câteva imagini de referință într-o singură expoziție inaugurată în seara de Sfântul Nicolae. În cazul în care doriți să aflați cum se practicau sporturile de iarnă în urmă cu mai bine de 100 de ani, care era echipamentul sportivilor din acele vremuri, dar și infrastructura sportivă de atunci, nu trebuie să ratați această expoziție care are loc în fața Muzeului Județean de Istorie. Cea mai veche fotografie din cadrul expoziției datează din data de 2 septembrie anul 1888. În ciuda frigului, mulți brașoveni au fost atrași de fotografiile inedite. A fost o surpriză. Foarte plăcută, da. E un model de a înțelege mai multe, de a ști mai multe. E frumos, interesant, e ceva inedit. Eu am fost schior, am fost săritor cu schiurile. De asta vă spun, în 1951 am început să practic schiul și săriturile și am terminat până 1960 și ceva. Așa. Și eu acum mă uit și le văd pe toate astea, pe pârtele lui Lehmann și tot ce aici am schiat în 1950.
În această perioadă, la Muzeul Județean de Istorie pot fi vizitate, tot gratuit, expozițiile Brașov 1916, intrarea României în primul război mondial și centenarul vânătorilor de munte din România. Știrile Brașov TV au ajuns la final. Nu uitați, toate jurnalele noastre sunt disponibile pe site-ul brașovtv.com și de asemenea ne puteți urmări pe internet 24 de ore din 24 pe brașovtv.com în secțiunea live. Sunt Silvana Voroveanci, la revedere!